Bună dimineața! Astăzi poți fi puțin nervos și agitat. Berbec, dimineața vă treziți obosit, încercați să vă controlați agresivitatea pentru că riscați să declanșați un conflict. Profitați de timpul liber pentru a vă odihni. Taur, dimineața sunteți irascibili din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă. Vă recomandăm să reduceți programul de muncă. În ritmul acesta riscați să vă îmbolnăviți. Gemeni, plecați într-o călătorie foarte importantă care vă poate aduce câștiguri serioase. Pe plan sentimental puteți avea probleme dacă sunteți prea încăpățânat. Rac, aveți mare nevoie de un împrumut. Până la urmă reușiți să faceți rost de bani. Păstrați-vă calmul și odihniți-vă mai mult. Sunteți predispus la probleme de sănătate. Leu, dimineața aveți dificultăți de comunicare și sunteți neinspirat. S-ar putea să deveniți agitat și nervos. Vă sfătuim să amânați întâlnirile de afaceri și călătoriile. Fecioare, este posibil să plecați într-o delegație. Nu sunteți în cea mai bună dispoziție și aveți tendința să exagerați. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu. Balanță, fiți atent pe ce dați banii. S-ar putea ca partenerul de viață să nu fie de acord cu cheltuielile pe care le faceți. Ca să evitați o ceartă, vă sfătuim să mergeți împreună la cumpărături. Scorpion, este posibil să primiți o veste proastă de la o rudă îndepărtată. Aceasta vă indispune și vă obligă să vă schimbați programul. Plecați într-o călătorie neprevăzută. Săgetător, vă sfătuim să nu vă asumați niciun risc astăzi, pentru că sunteți nervos și s-ar putea să acționați greșit. Ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu. Capricorn, aveți de rezolvat o mulțime de probleme pe care le-ați tot amânat. Vă sfătuim să vă organizați cât mai riguros. La nevoie, nu ezitați să cereți ajutorul celor din familie. Vărsător, vă recomandăm să fiți deosebit de prudent astăzi, pentru că puteți avea probleme cu sănătatea. Nu vă supra-solicitați. Ar fi bine să evitați călătoriile lungi și petrecerile. Pești, la serviciu sunteți indispus în urma unei discuții cu șeful. Nu este indicat să vă exteriorizați nemulțumirea. Vă recomandăm să vă menajați sănătatea. Atât pentru moment, să aveți un sfârșit de săptămână.